Înainte de a spune descoperirea pe care am avut-o din partea lui Dumnezeu, vă spun că eu nu am niciun merit pentru lucrul acesta, dragi fraților. Eu nu sunt decât un poștaș. Eu nu am niciun merit pentru ceea ce Dumnezeu îmi arată atunci când eu închid ochii. Întregul merit îl are Iisus Hristos, Domnul, vrenic de laudă și de înălțare. Într-o seară, când am închis ochii, a apărut o imagine în fața mea. Și am văzut înaintea ochilor, am văzut un soldat care era îmbrăcat în haine rusești. Și stătea pe un câmp de luptă și era foarte nemulțumit. Era foarte supărat, era foarte furios. Și înaintea lui mi-a arătat Dumnezeu o oaste. Mi-au arătat niște legionari, dar legionarii respectivi erau îmbrăcați în culoarea Americii. Și ei stăteau unul față de altul. Și Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut că între Rusia și America a izbucnit un conflict. Un conflict de interese, un conflict de neînțelegere, de nemulțumire între cele două state. Care să lăm aminte că ei sunt cei care coordonează la momentul de față, de față lumea. Dumnezeu să aibă milă și îndurare de noi, dragi fraților. Pe urmă, am văzut în vedere, din aer, o căzut un asiatic. O căzut și o căzut direct într-o mare. Ceea ce Duhul Sfânt mi-a făcut de cunoscut este că marea reprezintă mulțimea. Și să lăm aminte că poporul asiatic, chinezii, japonezii, coreeni și așa mai departe, reprezintă undeva la 60% din populația lumii acestea. Și Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut că ei vor fi cei care vor veni pe apă și vor veni ca și furnicile și vor veni să o împrăștea pe pământul acesta. Dumnezeu să ne ajute, dragi fraților, să rămânem statornici. Amin. Pe urmă, Dumnezeu mi-a arătat, tot așa într-o vedenie, am văzut ca un coloseu care se strângeau mulți oameni. Și am văzut un om care era în mijlocul coloseului și oamenii erau peste tot. Și a început omul ăla să ia un disc negru și să-l arunce peste oameni. Și respectiv oamenii aceia au început să ia foc. Și am zis, Doamne, dar ce semnifică coloseul ăsta? Deja mă duceam spre Roma. Dar Duhul Domnului mi-a făcut de cunoscut că nu este Roma, ci este Organizația Națiunilor Unite. Cei care controlează toate lucrurile aici în Europa. Și Duhul Domnului mi-a făcut că oamenii aceia erau foarte înfuriați. Deci a fost o lipsă de comunicare, de neînțelegere între ei. Domnul să ne ajute, dragi fraților. Domnul să ne ajute să putem să rămânem statornici, mai ales într-o vreme ca aceasta. Pentru că discul acela care l-a țipat a fost, Domnul mi-a făcut de cunoscut că sunt niște legi pe care oamenii nu sunt de acord să le accepte. Ceea ce trebuie, dragi fraților, este să trăim prin credință. Amin. Noi trebuie să credem că Dumnezeu este Cel care poate să lucreze la inima omului. Pentru că este scris în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 24, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Căci El l-a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. Cine va putea să suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului. Dragi fraților, să ne punem întrebarea, a cui suntem noi? Oare unde trăim noi? Oare nu trăim noi pe pământ? Oare pământul a cui este? Oare nu este al Domnului? Și oare tot ceea ce cuprinde pământul, cine le-a creat? Dumnezeul nostru, slăviți și preamărit să fie Domnul. Amin. Pe urmă, dragi fraților, am văzut o întindere mare de pământ. Și pe întinderea aia mare de pământ erau doi oameni care încercau să ridice doi saci. Am văzut și din cer a căzut o greutate de fier foarte mare pe pământ. Și am stat foarte mult și am cucetat asupra lucrurilor acestea și am zis, Doamne, ce poate semnifica lucrul acesta? Și Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că greutatea aia foarte mare de fier care a căzut pe pământ este o națiune foarte puternică care va da legi și va asupri două țări. Acei doi oameni sunt două țări.
care o națiune foarte mare le va opri, atât pe punct de vedere economic. Să luăm aminte că vor veni foamete. Vor veni foamete, dragi fraților. Dumnezeu să ne ajute. Să putem să rămânem statornici și vrednici. În credința pe care Dumnezeu ne-a lăsat. Să nu ne fie frică, dragi fraților. Pentru că omul nu se satură numai cu pâine. Ci cu tot ce iese din gura Domnului. Cea mai bună jertfă este ascultarea. Și ascultarea înseamnă să ascultăm de cuvântul Dumnezeu care este viu și lucrător. Pe urmă am văzut harta. Și pe hartă am văzut că erau ca sarea. Dar harta era întunecată. Și Domnul mi-a făcut de cunoscut. Sarea este bună atâta timp cât ea nu își pierde gustul. Sarea este bună. Sarea reprezintă lucrătorii pe care Dumnezeu îi are. Dar totodată este, dragi fraților, trebuie să ne rugăm pentru acești lucrători. Mai ales în vremurile ca acestea. Ca Dumnezeu să leașă lumină peste ei. Ca ei să fie o lumină acolo unde este întuneric. Slăviți și preamăriți să fie Domnul. Amin. Pentru că secerișul este mare. Dar lucrători sunt puțini. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze, dragi fraților. Pe urmă, am văzut în vedenie, am văzut o femeie care era din naționalitate indiancă și era într-un spital. Și în spital erau mai multe paturi în spital. Și respectiv, când am privit spre paturi, vorbea femeia respectivă și zicea, nu le mai trebuie să scrie. Zice, pe ei punem direct în cearceaf și zice, îngropăm așa. Și am stat foarte mult și m-am gândit și am rumegat acest lucru. Și am zis, Doamne, ce poate semnifica lucrul acesta? Și Domnul mi-a făcut de cunoscut că oamenii aceia nu-L cunosc pe Dumnezeu. Vor fi foarte multe suflete care vor pleca fără să-L cunoască pe Dumnezeu. De aceea este foarte important, dragi fraților, să ne rugăm pentru lucrători, ca Dumnezeu să scoată lucrători vrednici, ca să putem propovădui Evanghelia până la capătul lumii și la orice făptură. Domnul să ne ajute. Amin. Pe urmă, Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut despre România. Am văzut două prăjini care țineau o glotă de oameni și au început prăjinile acelea să se rupă. Am cerut Domnului și am spus, Doamne, ce semnifică acele două prăjini? Și Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că sunt cele două puteri care, în urmă, de când, după vremea Revoluției, sunt cele două puteri care ne-au controlat, care a preluat puterea asupra acestei țări. Puterea de stânga și de dreapta. Aici le cunoașteți și dumneavoastră. Dar ceea ce Domnul mi-a făcut de cunoscut este că poporul român nu mai are răbdare. Poporul român o să îi spugnească. Și am întrebat pe Domnul și am zis, Doamne, când se vor întâmpla toate lucrurile acestea? Și am văzut într-o vedenie, am văzut pe un bărbat care stătea pe pământ și se relaxa. Deci era ca și cum s-ar pune un țăran stând pe pământ și se relaxează după o zi de muncă. Și Duhul Domnului s-o coborâ și o zis, atunci când va fi cea mai mare odihnă, atunci când oamenii se vor odihni, am văzut două arme negre care au început să tragă una spre alta. O să Dumnezeu că atunci va începe toate lucrurile acestea. Slăvit să fie Domnul, dragi fraților. Nu că aș avea eu vreun merit pentru toate lucrurile astea, vă spun sincer. Eu am 3 ani de zile în care eu nu privesc știrile. Eu nu mă uit la televizor, dragi fraților. Dar citesc cuvântul Dumnezeu. Zi și noapte stau și cuget la cuvântul Dumnezeu. Strâng cuvântul Domnului în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva Lui. Dumnezeu să ne ajute pe unul fiecare în parte. Am întrebat, Doamne, ce se va întâmpla cu România? Și Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut că dacă noi îl vom căuta, dacă noi îl vom chema, dacă noi îl vom striga, Dumnezeu va feri România de vărsare de sânge. Dumnezeu să ne ajute. Amin.